Organizatorii de evenimente și-au strigat astăzi nemulțumirile sub geamul premierului Florin Câțu. Faptul că guvernul a interzis organizarea de nunți și petreceri private i-a adus în pragul falimentului. Oamenii spun că nu au nicio șansă să țină afacerile deschise în condițiile în care nu primesc niciun ajutor de la stat și cer ca aceleași măsuri implementate în domeniul Horeca să fie valabile și în domeniul nunților. Mai mult, ei au trimis deja guvernanților un set de soluții concrete. Industria nunților a rămas printre singurele domenii care nu au primit niciun ajutor de la stat până acum. Oamenii spun însă că nici măcar nu-și mai doresc acest lucru, ci vor doar să fie lăsați să funcționeze, cu respectarea tuturor restricțiilor impuse de pandemie. Au gândit chiar și un set de măsuri pe care le-au înaintat deja președintelui, premierului țării și nu numai. Că nu am înțeles de ce doar industria nunților nu a fost în niciun fel. Nunțile pe care poate le-ați văzut până acum la televizor nu au fost organizate de noi, pentru că noi am stat cu minți și nu am organizat, am respectat legea. Și atunci aș vrea ca și legea să ne respecte pe noi. Oamenii se plâng și de faptul că atunci când li s-a permis funcționarea, cu anumite restricții, au avut și 14 controle într-o singură săptămână. Autoritățile ar trebui să-i sprijine în această perioadă și nu să pună și mai multă presiune, spun ei. Măsuri și reguli sunt, trebuie doar să se vrea, pentru că toate domeniile merg perfect normal ca și până acum, doar noi am fost cei care suntem considerați, să zic așa, oaia neagră. De un an de zile nu avem absolut nimic, de nicio sursă de venit, în afară de un ajutor de șomaj. Peste tot se vorbește despre Horeca, dar despre domeniul evenimentelor nu se spune absolut nimic, nu suntem luați în calcul absolut niciodată. Foarte mulți colegi care au rate, sunt efectiv nenorociți pe viață, pentru că e greu să o mai iei acum de la zero. Păi de un an și un pic, câteva luni stăm și trebuie să facem și noi ceva, avem familie. Doar în 2020, peste 120.000 de cupluri urmau să se căsătorească, iar peste 240.000 de angajați din acest domeniu așteaptă acum un răspuns din partea autorităților.